Covoarele sunt un loc de joacă pe un suport natural de iută. Partea din exterior are o fibră sintetică special făcută pentru copii, antialergică, antistatică. Nu se combină culorile atunci când sunt spălate de mai multe ori, că inevitabil ajunge mâncare pe ele. Vin în dimensiuni de la 1 metru până la 2. În funcție de design vin în variante pentru fetițe, pentru băieți, cu fermă, pe diverse tematici, de stradă, orașul la mare, orașul cu casa cu piscină. Ideea lui este că copilul poate face diverse scenarii, dacă vi-l arăt aici, poate face diverse scenarii în care se plimbă cu o mașinuță, își pune jucăriile preferate pe o suprafață de joc. În primul rând îl izolează, nu chiar dacă e de-a bușilea, chiar dacă stă și mai mare fiind și se joacă. Și își creează un orășel sau o casă cu păpușile preferate sau, mă rog, cu mașinuțele preferate, împreună cu prietenii. Și e o suprafață de joc în același timp și un loc în care poate sta în siguranță fără să aibă probleme, plus decorativă. Covoarele sunt gama 3D interactive, dar există și în variantă decorativă 100% în care, mă rog, e înfrumusețată camera copilului. Haideți să mai vorbim puțin și despre alte produse. De exemplu, acesta pe care este un turn de activități. Puteți să explicați puțin ce funcție are și ce... Turnul de activități se numește FunPod. Este un produs premiat la nivel european. La noi, din păcate, nu a ajuns încă, dar afară este folosit la fel de mult ca și un scaun de masă. Are o viață îndelungată pentru un produs de puericultură, însemnând că poate fi folosit de la 1 an la 5 ani. Are o treaptă care îi permite reglarea în funcție de înălțimea copilului. Trebuie să ajungă marginea de aici la nivelul bustului. Produsul este foarte sigur din punct de vedere al echilibrului. Oricât s-ar mișca copilul, nu poate răsturna fiind înăuntru. De fapt, e o variantă sigură a scaunului pe care se urcă inevitabil lângă mamă sau blatul pe care îl pune mama să stea lângă el acolo când prepară mâncarea, când desfășoară diverse activități îndelungate la bucătărie. Copilul în timp face din el un loc de joacă, participă împreună cu părinții, cu mama în majoritatea cazurilor, la pregătirea mesei. În felul ăsta învață și despre reguli de alimentație, pentru că mama nu se mai grăbește atât de mult să termine și să-l ia din fața televizorului, ci petrece cu el un timp care în general este un război de nervi. M-ați putea spune câte ceva și despre jucăriile de lemn pe care le aveți expus? Jucăriile de lemn sunt jucării produse și de fapt cu design suedez, marca Treitman. Ele se concentrează mai mult în jurul vârstei de 1-3 ani. Sunt jucării de tras, jucării de împins, jucării în care ajută copilul să-și, odată îl stimulează în învățarea mersului, dar și în echilibru din, mă rog, perioada în care se învață. Jucării de tras de genul acesta. Jucăriile, da, în stilul puzzle-urilor, fiecare element este detașabil și trebuie să reconstituie o imagine. Jocuri care ne învață formele geometrice, trebuie să le pună într-o ordine în care roțile funcționează deci pe lângă forme geometrice, mai târziu deducția logică în care formele se învârt singure.